Pentru a preveni producerea oricăror evenimente nedorite, polițiștii vor intensifica în această perioadă controalele în locurile în care se comercializează produsele specifice de Paște și vor supraveghea cu prioritate locurile aglomerate. De asemenea, în zilele de Paște, oamenii legii vor fi prezenți în toate spațiile publice unde este nevoie de asigurarea ordinii și liniștii publice. Începând de astăzi, 9 aprilie, anul curent, și până după sărbătorile pascale, polițiștii giurgiuveni vor fi prezenți în teren, vor fi prezenți în ceea ce privește acțiunile pe care le vor desfășura pe linia prevenirii, dar și a combaterii oricăror fapte antisociale. Vom acționa în această perioadă cu o medie zilnică de aproximativ 197 de polițiști și 87 de autospeciale, în funcție de specificul zonei și de perioada în care se desfășoară aceste misiuni. Tot în această perioadă și polițiștii rutieri vor intensifica misiunile pe arterele de circulație. Polițiștii rutieri vor fi prezenți pe principalele drumuri naționale și județene din județul Giurgiu. Vor avea în vedere asigurarea unei influențe a traficului rutier, evitarea oricăror ambuteiaje. De asemenea, vor fi prezenți pentru a verifica în trafic conducătorii auto în ceea ce privește consumul de băuturi alcoolice. Recomandăm conducătorilor auto care au consumat băuturi alcoolice să nu se urce la volanul autovehiculelor, întrucât riscă în cel mai fericit caz o contravenție, iar dacă au consumat peste limita contravenției, sancțiunea este de închisoare. Serviciile operative și subunitățile de poliție din cadrul Inspectoratului Poliției Județene vor acționa și în sistem integrat, cu preponderență în zonele aglomerate în care sunt preconizate a se desfășura manifestări religioase, cultural-artistice sau de agrement. Misiunile au ca scop prevenirea și combaterea infracțiunilor ce pot afecta siguranța persoanei și a bunurilor, dar și pentru asigurarea fluenței și siguranței circulației rutiere.